Și vorbim despre Berlin, pământ românesc. Pentru a treia oară în 7 ani, România câștigă Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Filmul cu nume memorabil, Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, este cel mai nou câștigător. Trailerul și stăm de vorbă. She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris. Bad Luck Banging or Loony Porn, aceasta este traducerea oficială a filmului Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, regizat de Radu Jude. Povestea i-a vrăjit pe cei din juriu. O profesoară a ajuns victimă după ce pe internet a ajuns un film porno cu ea. Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc s-a montat în Luxemburg și crește palmaresul României la Berlin. Cu Aferim, Radu Jude a câștigat Ursul de Argint în 2015. Tot la Berlin, Călin Nețăr a luat Ursul de Aur pentru Poziția Copilului, iar Adina Pintilie în 2018 cu Nu mă atinge-mă. Și discutăm acum cu producătorul filmului, Ada Solomon. Bună seara și felicitări pentru acest trofeu. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, cât de complicat a fost să finalizați un asemenea proiect, pentru că știm că acest film a fost singurul românesc din selecția Berlinalei de anul acesta, într-o perioadă în care, știm, lumea cinematografiei a fost lovită din plin de această pandemie. Da, a fost complicat, a fost încă o provocare. Nu să ajungem la Berlin, cât să reușim să facem filmul într-un an de zile, pentru că acum un an pe vremea asta eram, e adevărat, la Berlin, în piața de proiecte și încercam să găsim soluții pentru a finanța filmul. Adică eram undeva, aveam în jur de 20-25% din finanțarea filmului, din bugetul filmului, din partea Centrului Național al Cinematografiei din România și mai departe ce am făcut într-un an e asta, că am reușit în perioada de lockdown practic să finanțăm filmul și imediat după sau iute după să îl filmăm și să reușim să-l terminăm în timp pentru Berlin. Juriul a spus că este un film zburdalnic, inteligent și copilăresc în același timp, geometric și viu. Am văzut și cronici entuziaste în presa internațională, Variety, un atac deliberat ofensator la adresa ipocriziei societății moderne. Ce s-a urmărit, ce ați urmărit mai exact prin acest film? Păi cred că exact ce ziceau domnii ăștia acolo la gazetă. Cam asta am urmărit, să vedem care sunt limitele ipocriziei, să vedem un pic până unde merge de fapt vulgaritatea în viața de zi cu zi versus ceea ce numim vulgaritate generic, cât de mare e agresivitatea de care ne izbim în viața noastră cotidiană și cum ne raportăm în general la ceilalți, la intimitatea celorlalți, la unde se termină discursul și începe adevărata atitudine. Eu aș vrea să vă întreb, pentru că pare că provocările de-abia acum încep, pentru că publicul va trebui să atrageți cumva publicul să vizioneze acest film într-o perioadă în care, iată, cinematografele sunt închise. Cum v-ați gândit să-l aduceți în fața publicului? Păi cred că titlul e primul care va atrage publicul. Eu cred că titlul, eu cred că și premiul, acum depinde și de la ce public ne referim. Cred că și numele care sunt în film, dar în fine, apropo de povestea, că degeaba avem un produs care e foarte atractiv dacă n-avem tarabă pe care să-l expunem, nu-i așa? Și atunci gândul nostru, cel puțin pentru moment, este că premiera filmului sau lansarea în România să o facem undeva în finalul primăverii, începutul verii,
atunci când se vor deschide și spațiile în aer liber pentru vizionări și să încercăm să facem o combinație între sălile de cinema, care sper că vor fi mai deschise decât acum. Ele nu sunt închise acum, dar nici foarte deschise nu sunt. Unele sunt deschise cu o capacitate de 30% și e drept că lumea nu se înghesuie la cinema. Dacă ne uităm pe rapoartele, pe numărul de spectatori care au fost la cinema în ultimele săptămâni, o să vedem că el e extrem de redus și că lumea încă nu e pregătită să intre într-un spațiu închis alături de oameni pe care nu-i cunoaște. Deci la o combinație, nu știu, sau pentru a-l face disponibil pe platforme de streaming în care, nu știu, cinefilii să plătească pentru vizualizare, poate să faceți așa un mix între online și offline? Ne gândim și la lucrul ăsta, trebuie totuși pus bine în balanță, pentru că filmul e gândit pentru marele ecran și ne-am dorit ca el să fie văzut pe marele ecran, dar ne gândim și la o combinație de tipul ăsta. Cel mai probabil în Cehia filmul va fi lansat într-o asemenea formulă de vizionare punctuală în streaming, pe o platformă de streaming și lansare în cinematografe. Mulțumim foarte mult. Și felicitări încă o dată pentru trofeu. Mulțumesc eu. Mulțumesc.